Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitata mea din această seară este doamna Simona Drăghincescu, consilier județean din partea PND Brăila, președintele PND Brăila. Bună seara, bine ați venit. Partidul Național Democrat. Partidul Național Democrat. Bună seara, bine v-am regăsit. Bine ați venit, doamna Drăghincescu. Ce se mai întâmplă cu PND? Eu n-am auzit multe știri legate de acest partid politic. Funcționează la Brăila, da, sigur că da. Numai la Brăila? Da? Ei, nu, suntem în toată țara, suntem 159 de consilieri. Din consilieri în general, din care 2-3 consilieri municipali, 2 județeni și restul locali. A, și consilierii județeni sunt numai la Brăila. Suntem, da, doi și consilier municipal tot numai la Brăila. Și mai avem un consilier local la Ianca. Da? Nu la Ianca, la Însurăței, pardon. Așa, și restul sunt în țară. Dar cine mai conduce acest partid politic? Este domnul Sorin Buchidău. Este un... Iertați-mi scăparea, chiar n-am auzit de domnul. Este un partid mic cu oameni mai obișnuiți, așa, nu sunt niște VIP-uri. VIP-ul care era a fost aplicat la PNL. Și în momentul de față vă organizați, vă reorganizați, aveți ambiții politice legate de alegerile acestea europarlamentare? Când ai 0,7%, ce ambiții politice poți să ai? Ce Dumnezeu? Nu avem ambiții politice europarlamentare. Suntem mai mici, dar ne străduim mai mult. Sigur întreb că, și eu. Ei, da, nu avem ambiții la europarlamentare. Asta înseamnă 200.000 de semnături. Cine? Nu, exclus. N-am primit nicio, avem nicio convocare, nu avem nicio susținere pentru aceste europarlamentare. Fiecare nici nu, Bucureștiul nici nu s-au, niciodată nu n-a intervenit în decizia noastră de la local, deci pe cine să votăm sau pe cine să susținem. Noi am făcut ședință, am hotărât pe cine susținem, unii s-au ținut de înțelegere, alții nu, mă rog, cam politică de altfel. Dar spuneți-mi, vă rog, la alegerile de anul viitor, alegerile locale, alegerile parlamentare, ce veți face? Veți candida din partea acestui partid? Mai este veți un merge an la, la alt partid? Până în 2016, 2020, mai este o mulțime de vreme. Este o grămadă de vreme. Doamna Drăghincescu, așa cum vă știu, știu sigur că aveți un plan oricând făcut. Oricând pot să candidez singură, deci nu am nicio problemă. Nu. Nu avem nimic. Suntem o echipă, noi ne-am făcut acum. Acum ne-am început să ne mai cunoaștem puțin. Cei care ne întâlnim mai des, am reușit să avem cam același tip de idei. În general susținem cam aceleași persoane. Nu, ne-am ținut de cuvânt întotdeauna. Ne-a convenit, nu ne-a convenit, am mai înghițit și în sec. Dar mă rog, acum, na, dacă am promis că facem un lucru și susținem în continuare, susținem proiectele pe care le-am propus și care sunt convinsă că vor fi bune pentru municipiul Brăila și pentru județul Brăila, deci nu ne-am dezis de ceea ce am hotărât. Sunt unii care au renunțat la, deși au susținut foarte tare această susținere a PSD-ului, adică în speță colegul meu de la Consiliul Județean, ulterior a renunțat la această susținere. Nu l-a forțat nimeni, nimeni n-a obligat pe nimeni, am votat fiecare acolo în dreptul nostru. Nu. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că unul dintre motivele pentru care v-am invitat la această emisiune este datorat emisiunii pe care am avut-o în urmă cu 2 săptămâni, atunci când colegul dumneavoastră, meu, Cătălin Iordache, a venit aici și a lansat niște acuzații la adresa dumneavoastră. El lansează acuzații tot timpul, deci nu este nicio problemă. M-a lăudat, adică ați mai făcut o emisiune cu el acum vreo 2-3 luni, în care m-a lăudat și a spus că ce prieteni suntem noi și cum lucrăm împreună. Acum a venit rândul să fie emisiunea cu rău. Săptămâna viitoare s-ar putea să vină să mă laude iarăși. Da, nimic din ceea ce a susține el, eu n-am... cum să spun, nu vreau să-l jignesc, pentru că eu n-am venit în emisiune să discut despre Cătălin Iordache. Eu am venit să vă spun că nu mi-este rușine de nimic din ce am făcut în viața mea. Chiar nu mi-este rușine, indiferent ce descoperă Cătălin Iordache sau ce nu descoperă. Eu știu că în viața mea n-am colaborat cu securitatea și nu am colaborat. Acum 37 de ani nu știu să vă spun exact ce s-a întâmplat, nu mai știu ce spun. Știu că am fost chemată, cum am și spus la dumneavoastră în emisiune, că am fost chemată de 3 ori de un domn care s-a prezentat de la, ca fiind pe la securitate. Am înțeles acum din ce hârtii, că eu n-am știut de chestia asta până n-a spus Iordache. Stați așa, telespectatorii n-au înțeles nimic. Ba da! Telespectatorii noștri trebuie să... Da, nu se poate facă o emisiune într-o emisiune care a avut loc acum 2 săptămâni. Domnul Cătălin Iordache, colegul dumneavoastră de partid, a fost aici prezent în platoul emisiunii și a venit cu o hârtie de la Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității. Haideți că facem un dialog așa, vorbim amândoi și cred că înțelege toată lumea. Și a arătat o hârtie prin care dumneavoastră
ați fi avut ceva conexiuni cu securitatea, o hârtie din 2014. Da, am spus asta de-a lungul timpului. Deci eu nu am știut de existența acestei chestii din 2014, pentru că cealaltă din 2008 mi-a comunicat-o personal. Chiar am fost surprinsă să constat că există și alte documente care nu mi-au fost comunicate personal. N-am știut de chestia asta, deși eu de-a lungul timpului, știind ce am pățit acum 37 de ani când m-au chemat la securitate, motivat de faptul că un băiat străin mă curta, un student străin mă curta, relații pe care eu am refuzat-o, l-am rugat să-și vadă de treaba lui și să ducă la facultate, să-și vadă de viața lui în continuare, că nu există nimic, viitor, noi nu avem un viitor comun, așa, dovadă că a și plecat băiatul acela de la Galați. Am fost căutată de un domn pe care eu l-am identificat ca fiind de la securitate, înțeleg din ultima document că nu era de la securitate, că ar fi fost de la anti-itero. Așa? Deci, ce să vă spun, nu știu exact ce s-a întâmplat acum 37 de ani. Știu că în cele trei întâlniri care m-am întâlnit cu personajul respectiv, m-a întrebat ce nume de fată îmi place. Când te cheamă undeva și te amenință că ți arestează părinții și pe tine, te dă de la facultate afară și tatăl, mai ales că eu știam că tatăl meu nu era nici membru de partid, știam că bunicul meu a fost catalogat ca fiind chiabur, că a avut un hectar de teren și așa mai departe. N-a fost foarte plăcut ca să constat că există și posibil, să înțeleg că există și posibilitatea ca părinții mei să înfunde pușcăria degeaba. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce am semnat, știu doar că m-a întrebat dacă cunosc studenții, dacă cunosc persoane care au prieteni studenți străini sau dacă știu, sunt persoane care au atitudine contrară partidului și statului de la momentul acela, ce dracu era la... În hârtia de care am vorbit ceva mai devreme, este stipulat faptul că dumneavoastră ați fi titulara dosarului cu numărul 392... Deci aceeași CNSAS în anul 2008 mi-a spus că nu există niciun dosar. Această hârtie din 2014. Așa este. Și se mai stipulează că dumneavoastră, studentă la Facultatea de Chimie din Galați, ați fost recrutată de compartimentul de antiterorism al Inspectoratului Județean Galați în vederea supravegherii informative a cetățenilor străini și români aflați la studii în Centrul Universitar Galați. Asta se întâmpla în 1982. A semnat un angajament, scrie aici, preluând numele conspirativ Ioana și că ați fost scoasă din rețea 5 ani mai târziu, în 1987. Uite ce îmi spune tot același. Când eu am cerut să am acces la dosarul meu de securitate, să văd și eu cine m-a turnat, cine mi-a zis că sunt prietenă cu X, cu Y, prin prezenta numărul 603, 6352/07 din 11/12/2007, vă informăm că nu este asta, stați așa puțin, este următoarea din 15-7. Vă aducem la cunoștință că urmarea cererii înregistrate în 29/11/2007, în temeiul ordonanței nu știu ce, în evidențele provenite de la serii, serviciu nu știu care și secret armate create de fostele organe de securitate, precum și în evidența electronică, nu s-a identificat niciun dosar pe numele dumneavoastră. E posibil să fie apărut alte informații între 2007 sau 2008 și 2014? Mie mi se părea... Da, este posibil și chestia asta. Mi se părea normal, așa cum mi-au comunicat toate inepțiile și prostiile de-a lungul timpului. Erau, cred că erau obligația lor să-mi comunice și această chestie, chiar dacă era aproape identică cu cealaltă. Poate eu vreau să văd ceva, să contest ceva din ea. Acum, fiind termenul de prescripție, fiind deja extraordinar de depășit, că acolo scrie că poate să fie contestat în 30 de zile de la data publicării pe site, nu prea mai am timp. N-aveți când, nu mai am fost publicat că din 2014. Deci, oricum, trebuie să le spunem... este că nu am colaborat și n-am colaborat cu securitatea să spun despre colegii mei sau despre ce mă întrebau ăla acolo acum 37 de ani. Am avut puterea să spun că nu știu, deși vă dați seama că știam și mergeam la petrecere împreună, colegii mei ne cunoșteam între noi. Odată mi-a și spus când bați joc de el că știa că fusese încă o seară înainte la petrecere, deci avea informațiile bine, era bine, aveam colegi bine intenționați vis-a-vis de persoana mea, că se spunea că am fost la petrecere, că am spus chiar eu bancuri politice, spuneam. Spuneați bancuri politice. Sigur că da, bineînțeles. Da. Să fim corecți, trebuie să le informăm pe telespectatorii noștri că această adeverință de la CNSAS prevede faptul că dumneavoastră nu vi se poate atribui calitatea de lucrător / colaborator al securității în sensul legii. Dar în același timp se vorbește despre faptul că ați fi semnat un angajament. Vă promit că în momentul în care intru în posesia dosarului, vin la doi el cu el în dinți la dumneavoastră în emisiune. Și nu facem public. Cuvântul meu de onoare.
Nume conspirativ, deci Ioana. Da, e numele mamei mele. Adică dumneavoastră nu știți nimic despre faptul că ați semnat sau dacă ați semnat sau nu? Deci nu mai știu ce s-a întâmplat acum 37 de ani. Știu că m-am întâlnit de 3 ori cu persoana respectivă. Am semnat cu siguranță niște hârtii, nu știu ce scrie în ele, eu n-am scris nicio hârtie, n-am scris-o, eu personal. Ce-o fi scris ăla în hârtiile și am semnat eu, știu că eu răspundeam tot timpul când mă întreba că nu știu nimic. Deci aici spune că nu aveți statut de colaborator sau lucrător. Nici n-am avut și nici n-o să am. Dar nu puteți acum să fiți supărată pe Cătălin Iordache că v-a făcut nu, turnător. Nu, m-a surprins. Nu, dar deci pe cine am turnat? Păi, odată ce există cineva care a semnat așa, un angajament da. Cu securitatea, că a avut nume conspirativ așa, da, și a generat și informații păi, către... Am generat informații? Păi ați generat, că dumneavoastră mi-ați povestit la un moment dat, cum le-ați spus despre o anumită doamnă sau domnișoară da, că da, umbla da. Cu străini și că era fiica unui... securist? Da. Păi da, și unde apare scris asta? Păi nu, haideți ca să vă explic. Pe ordonanța de urgență numărul 24/2008, da. Aliniatul, articolul 2, litera B, se vorbește despre o persoană care a furnizat informații, ca fiind informații, indiferent sub ce formă, rapoarte scrise sau relatări verbale. Am încheiat citatul. Odată ce dumneavoastră ați făcut o relatare verbală referitoare la o colegă, așa, da. Se presupune faptul păi văd că acum la securitate cheamă pe ăștia la DNA și toată lumea spune despre vecinul, despre tasul, despre măsa, despre prieten că au făcut lucruri care nu le-au făcut. Și oamenii aia fac pușcărie. Cine a făcut pușcărie după urma mea? Nu. Păi ba da, e același lucru. Nu este același, ba, același lucru. Lucru este. În condițiile legii aveți dreptate. Nu sunteți nici lucrător, păi, nici colaborator. Acolo. Da, mergem acolo să vedem. Dar ce pe de altă parte, dumneavoastră a spus că ați avut o relatare verbală. Păi da, am avut trei. Deci trei în condițiile... Care de trei ori am luat bătaie la securitate. În condițiile de ordonanței da. De urgență sunteți o persoană care a furnizat niște relatări. Păi unde scrie asta? Dumneavoastră a spus, doamna Drăghincescu. Păi unde scrie? Că așa vorbim și noi aici. Să nu înseamnă că eu vă furnizez informația atâta timp cât nicio informație care v-am dat-o nu este relevantă. Păi nu ați spus dumneavoastră păi la emisiunea că... trecută da. Că ați furnizat o astfel de informație. Da, care ați deci... spus și în emisiunea de astăzi. Da, și m-a bătut și mai că îmi joc de el. Adică să ne aducem și eu i-am explicat, de... trebuie să... Și eu i-am explicat, în sens... Și i-am explicat domnului Rusu, dacă mi-aduc bine aminte că s-a prezentat, că l-am, și i-am spus așa, păi dumneata mă întreb cine umblă cu studenți străini și dacă îți spun că e una de la taxul, e de la securitate, nu e bine, dar dacă era care de la securitate sau de la partid nu e bine, dar dacă era altfel era bine, nu? Așa este, uitați, ne da, uităm pe filmulețul spus, da, de anul trecut nu și o să vedeți. Nu trebuie să ne uităm că toată lumea știe lucrul ăsta, nici nu mi-e rușine de chestia asta. Haideți să ne aducem aminte și da. Comentăm după aceea. Sigur. Vrei să spun cine umblă cu studenți străini? Da? Uite, Xuleasca, nu mai știu cum o cheamă pe aia. La care el s-a blocat și a spus că acum chiar că îți bagi joc de mine, că aia este tasul, este securist, colonel de securitate. Și atunci am zis că... Știați că respectiva da, colegă da, da, este... Sigur că da, că mergeam la petrecere, deci toată lumea știa cine-i tasul, cine-i măsa. Era vreo noutate așa. Și toată lumea știa cine-i mama mea, tata... Mai ales că unele erau protejate, adică să fim serioși, să știa foarte bine cine și ce se întâmplă acolo. Și atunci mi-a zis că îmi bat joc de el pur și simplu, că aia taicăsul este colonel de securitate. Și atunci a zis, dacă dumneata te interesează cine umbli cu studenți străini sau ce-i măsa și tasul ălora. Și atunci m-a bătut, mi-a dat două palme și a plecat și m-a dat afară și a plecat. Și nu m-a mai chemat niciodată de atunci. Și povestea asta... Și povestea asta am povestit-o de două ori. Odată în 2008 și odată în 2012. M-a marcat foarte tare chestia asta, ce mi s-a întâmplat. Și de atunci urăsc foarte mult pe cei care se duc și fac delațiuni gratuite, care n-au nicio legătură cu activitățile economice, cu chestii din astea care sunt personale. Deci asta a fost o poveste publică, am înțeles, da? Dacă a spus-o la televiziune. Da, da, da. Da. Și cred că i-am spus-o și lui. Am spus așa, deci cred că am vorbit și cu el acolo, care ne-a tot zis că la un moment dat, în emisiunea respectivă, domnul Iordache a spus, domnule, a fost turnător la securitate în perioada studenției. Da. Am spus, probabil că puteți să și probați și a spus, sigur că da, sigur, aduc documente. Și mă gândeam domnule, ce documente... Documentele sunt ale, înregistrările care zice, a fost o discuție care a participat și colegul lui. Are înregistrări, doamnă? Are, tot zice că are înregistrări. Deci eu am povestit și lui chestia asta. O știa de la televizor, de la el, nu știu de unde. Deci păi am... și ce, dacă ați vorbit cu cineva, vă și înregistrează? Se pare că da. Am înțeles. Da, deci nu știu.
Habar n-am, nu știu. Eu vă spun că dacă el zice că are document, ăla este singurul document. Acesta este singurul document și este singura instituție abilitată în România care așa ceva. Ce document să aibă? Niciun document n-a existat. Poate să spună orice. Problema este să poți și să demonstrezi, pentru că el, după declarațiile care le-a făcut, fie astăzi, fie de la această emisiune, cu siguranță se va alege cu niște procese de calomnie. Nu puține. De la dumneavoastră sau de la nu cine? Nu știu, o să analizăm. Suntem mai mulți care am fost jigniți. Adică nu poți să spui că ești... Aia că ai zis că-s pupincure. Aia nu-i calomnie. Că aia mi-a zis că-s turnătoare. Eu nu sunt turnătoare, domnule. Eu nu sunt turnătoare. Și pupincure, să știți că este în dicționarul de argouri din 2007. Da, și nu înseamnă lingușitor, slugarnic. Eu nu sunt nici lingușitoare, nu sunt nici lugarnic. Nu cred că m-ați văzut dumneavoastră pe mine lingușindu-mă sau fiind slugarnică cu cineva. Am revenit în direct, a fost o înregistrare din emisiunea din 2018. Nu știu, exact, după... în februarie 2018. Da, o săptămână după ce, da, după ce a spus. Pe 22 februarie, cred că a fost domnul Cătălin Iordache. Sigur, aici, cred. A fost sigur, pe 27. Da, sigur. Așa. Iată, spuneați că nu are alte hârtii. Dânsul probabil că avea. Nu a avut-o, domnule, vezi de treaba dumitale. N-a avut-o. Agă, i-a dat-o cineva. Cine a dat-o? Nu știu cine a dat-o. Cine? Păi înțeleg că e pe site-ul CNSAS. Da, pe site, o găsea el pe site, dacă era să o găsească, o găsea. L-a găsit-o exact cu o să, în aceea cu o zi înainte de procesul care l-aveam cu el. De termenul din 7 martie. Deci sunteți într-un proces dumneavoastră? Sigur că da, de calomnie și asta o să fie actă la dosar. Sigur că da. Nu v-am zis că îl dau în judecată pe 22? Ba da, și cine, cine și o să dau în continuare. Cine putea să-i dea domnului Iordache această hârtie? Păi dacă era pe site, cine știe să caute? Că am căutat-o și eu, vă dați seama că am căutat și eu de-a lungul timpului, nu? Este un jurnalist, până la urmă. Chiar credeți că nu putea să caute o hârtie pe nu. Site? Nu. Din nefericire pentru el, nu. A primit-o de la cineva. De când ai 25% în sondaje, să găsesc unii care să caute orice. Când ai 25%, cine are 25%? Eu. Dumneavoastră aveți? Da, în sondajul de la PNL. Ăla care a costat 300.000 de euro m-a pus și pe mine... M-au măsurat și pe mine în sondaj. Asta când s-a întâmplat, doamna Drăghincescu? Când a plătit PNL-ul 300.000 de euro ca să vadă cum stau PNL-ul în sondaj. Acum 3 luni, nu știu când a plătit. Acum și dumneavoastră spuneți că dacă ați candida mâine, ați da, primit 25%. Cu tendința de creștere 5-6%. Da. Da, nu pot decât să vă cred pe cuvânt. Știți exact știți, cum la PNL, știți cum îmi spuneam, nici, cum îmi spuneam și lui Cătălin Iordache. Veniți cu hârtii, vrea să demonstrați. Da, nu demonstrează nimic, demonstrează doar faptul că am avut caracter și nu am colaborat cu securitatea. Atât. Această hârtie atât demonstrează. Că supusă un tânăr de 20 de ani, supus presiunilor, indiferent ce documente a semnat, n-a dat curs la nimic, drept pentru care este o persoană onestă și corectă față de seminilor. Dar de ce ar fi semnat un tânăr un acord, pentru un angajament cu securitatea? Pentru că tatăl meu nu era cine a trăit în comunism, știe. Eu am trăit în comunism și n-am semnat nicio hârtie. Tatăl dumneavoastră era membru de partid. Părinții mei nu erau membru de partid. Băi, nu era membru de partid. Tatăl era membru meu de partid. Nu era membru. Adică vreau să mă contraziceți pe mine acum, nu știu mai bine. De... Cum adică, cum spune? Da, îl cunoașteți pe taică meu? Nu-l cunosc. Păi și de unde știți că era membru de partid? Era membru, foarte mulți erau membri de... Ei, iată că tata nu era. Dumneavoastră lucra afară în Venezuela sau exact. Lucra afară. Da, așa mai, este. E greu de crezut că cineva care lucra afară nu era membru de partid și nu era verificat nu de securitate. Haideți, domnul Rugină, mergeam în excursii și nu eram și nu puteam ca să... Stimată nu doamnă, să nu eram membru de partid, iar eu nu am semnat niciun angajament cu securitate. Da, nu eram membru, mai mic. Dar acum nu vă... Cu 10 ani mai sunteți mai mic ca mine. Nici nu aveați cum să semnați. Nu vă spărați, la Revoluție, erați? Chiar eram unul. Ce erați? La Revoluție câți ani aveați? Păi cam aveam, doamnă, că imediat după Revoluție m-am angajat, eu am lucrat, doamnă. Deci erați student în 99, 88, 89, atunci ați intrat la facultate. Exact. Da. Deci, care este? Ați terminat facultatea până 92, nici nu aveați când. Nici nu aveați când, doar dacă v-a luat de la liceu. Dar nu era acum, de fapt, nu este vorba despre mine, era vorba despre dumneavoastră, angajamentul pe care l-ați semnat cu securitate. Este fix, nu valorează absolut nimic. În țara asta, lumea este mult mai interesată de ceea ce se întâmplă cu viața lor decât că a semnat o persoană onestă, care s-a demonstrat a fi ulterior onestă, un angajament care nu are nicio valoare de colaborare sau nu cu securitate. Asta ca să fie toată clar, clar. Credeți că nu este niciunul dintre cei care v-a dat un vot supărat pe faptul că a ieșit această hârtie? Sunt convinsă că nu. Da, pentru că am spus-o, nu regret nimic, nu că nu regret. Nu aveam cum, nu aveam soluții la momentul ăla.
chiar nu aveam soluție la momentul ăla și probabil că am luat decizia, probabil, nu știu, o să vedem ce o să... Deci până la urmă, dumneavoastră când a semnat, a semnat în cunoștință de cauză sau habar nu mai știți? Nu am ce am semnat când aveam 20 de ani și când mă bătea un securist. Habar nu am. Știu doar că nu am colaborat și n-am spus nimic despre colegii mei. Dar aveți vreun regret legat de faptul că făceați parte, bun, acum ați aflat că la momentul respectiv făceați parte din acea rețea de turnători. N-am făcut parte din nicio rețea, de niciun turnător. Făceați parte pentru ei. Aveți grijă de ce spuneți, că vă iau și pe dumneavoastră, că n-am făcut parte din... N-am zis lucrător, n-am zis colaborator. Da. Ciripitori, poftiți, este un termen mai frumos. Dacă dumneavoastră mi-aduceți dovada că am spus ceva despre cineva... Păi, dumneavoastră ați declarat un... Deci eu vreau să vă văd pe dumneavoastră ce am spus, ce am spus, că era o fată care avea un prieten străin și tatăl aia era securist. Exact, exact, iar pe ordonanța de urgență 24 din 2008 se vorbește despre furnizarea de informații sub orice formă, rapoarte scrise sau relatări verbale. Deci aici ați fi putut și dumneavoastră să vă încadrați. Probabil că da. Probabil că da. Și întrebarea mea asta era... Unde scrie la mine? Unde scrie? Unde scrie în adeverința aia că face referire la articolul ăla? Nu, doamne, eu v-am spus doar ceea ce mi-ați declarat dumneavoastră mie. Da. Când am luat bătaia, asta s-a întâmplat. Da. Ok. Și acum dumneavoastră a fost un fericit că tatăl dumneavoastră se ducea și lucra în Venezuela și nu va chema nimeni la securitate. Nu este vorba despre mine în emisiunea asta. Nu sunt un membru de partid și nu am fost votat sau nu cer voturile nimănui. Nici eu nu cer voturile nimănui. Încerc să conving. Nu cer niciun vot. Încerc să conving oamenii că eu sunt mai bună decât ceilalți. Și cu siguranță sunt. Cum se poate face asta? Votându-vă oamenii. Da. Și o să mă votez în continuare. 25%. Rămâneți de văzut. 25-30%. Vă doresc să aveți câte mă. 12. Doamne, ce legătură are PNL-ul, iertați-mă. Toată chestia asta este pornită de la PNL. De la care PNL? PNL Brăila. PNL Brăila? Da, a căror lideri are mai mult de 9% n-au și care sunt disperați că eu iau 20%. PNL Brăila a scos această sârfie la da. CNSS? Da, i-a dat-o lui Iordache. Da. Cine, doamnă, de la PNL? PNL Brăila, nu știu, unii de acolo, unii care mă reclamă și la ani și pe peste tot, care mă fac plângeri penale, care mișcelează dosarele penale. PNL Brăila. Da, nu știu, deci aveți așa o calitate deosebită de a muta subiectul discuției. Deci acum nu vorbim nici despre PNL. Și ce spunea un mare... Scuzați-mă, ce să facem, să terminăm? Nu, terminăm discuția despre asta când intrăm într-o zonă care nu și-are rostul. Oamenii cu mințile luminate discută despre idei, cei cu mințile mediocre discută despre evenimente, cei care cu mințile reduse discută despre oameni. Eu nu vreau să cădem în patima a discuta despre oameni. Am înțeles, justiția își va spune cuvântul. Dacă am colaborat sau nu cu securitatea. Nu, doamnă, deci am spus, cu asta am început emisiunea. Deci încă o dată vă spun. Nu ați colaborat cu securitatea în sensul legii. Alt fel de colaborare nu există în România decât în sensul legii. Eu v-am spus frustrările pe care le-am avut vis-a-vis de modalitatea cum s-a comportat sistemul represiv. Doar să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Dacă la momentul respectiv știați sau nu știați că semnați... Și acum, dacă ați aflat că ați semnat, că figurați acolo ca un om care a semnat un angajament, dacă vă pare rău, dacă aveți vreo vină și spuneți că n-aveți nicio treabă cu asta. Nu, n-am nicio treabă, nu. Când ești pus într-o situație limită, nu știi cum reacționezi. Și mai spuneți dumneavoastră că oricine ar fi făcut la fel. Sunt convinsă. Da. Nu sunt chiar 100% convins, dar vă creditez pe dumneavoastră cu adevărul. Deci sunt absolut convinsă. Când ești amenințat, poți să faci, nu știi cum reacționezi. Dovadă ce se întâmplă în România anului 2018. Ce se întâmplă în România anului 2018? Îi cheamă la parchet ca să-și dea vecinii, să, cu afaceriștii, prieteni și așa mai departe, scriu lucruri care nu sunt adevărate și aia fac în fundă pușcăria. Care e diferența dintre faptul că eu aș fi semnat un angajament pe care n-am dat curs niciodată la nimic și dintre unul care se duce de bună voie eventual la parchet și face delațiuni mincinoase sau înșenează dosare penale contra candidaților? Dar care este mai grav? Care caz vorbiți dumneavoastră acum? Despre dosarul meu penal. Nu, despre acei oameni care se duc și declară la parchet și cineva face pușcărie. La cine vă referiți? La toți care am văzut că au făcut pușcărie, Gutău, de exemplu. Cine este Gutău? Iertați-mă. Nu vă uitați la Antena 3 și nici la alte televiziuni care arată anumite... Mă uit și la Antena 3 și la alte televiziuni, dar nu știu cine anumite este personal. Grozăvii care s-au întâmplat în România. Este primarul de la Râmnicu Vâlcea care a făcut 3 ani de pușcării degeaba. De ce sunteți așa de agitată când vorbiți despre o informație de genul ăsta? Dar nu sunt agitată chiar deloc. Nu că mă deranjează.
modul cum puneți problema. Cum deci, am pus-o? Spuneți-mi ce este neclar și o să mai... Nu are rost să discutăm despre... V-am explicat să discutăm despre asta. Despre problema mea, justiția vă spune cuvântul. Eu am un dosar pe rol vis-a-vis de așa zisele mari descoperirea lui Iordache. Tu, Iordache, pentru calomnie, ce va spune instanța, aia va fi hotărârea definitivă și irevocabilă. Deci spuneți că din punctul ăsta de vedere nu mai vreți să comit și nu aveți niciun fel de... Nu am pe nimeni pe conștiință vis-a-vis că aș fi făcut vreun rău vreodată cuiva. Da, și sunteți convinsă și de faptul că nimeni dintre cei care v-au votat... Sunt absolut convinsă că toți au înțeles și vor înțelege prin ce am trecut acum 37 de ani. Am înțeles. Cine m-a votat nu mă votează doar așa că îi place. Dacă tot am vorbit despre voturi, unde vă vedeți dumneavoastră anul viitor la partea asta de voturi la alegerile locale? Că înțeleg că pe europarlamentare nu aveți niciun fel de... Nici altă dată n-am avut, m-am dus așa ca să ajut PDL-ul ca să nu ia 2%. Vă veți duce spre o candidatură independentă? Rămâneți în PND? Să sau fiu sănătoasă și să fim cu toții sănătoși și să vedem ce mai fi peste un an și jumate. Sensul întrebării mele era legat de faptul că la Brăila domnul Mihai Tudose a părăsit Partidul Social Democrat pentru Pro-România și știam că sunteți într-o relație bună cu domnul Tudose. Da. Îl veți urma la Pro-România? V-a invitat? Nu are cum să mă invite, că eu sunt un alt partid în momentul ăsta. Nici nu are cum să mă neinvite, pentru simplu motiv că orice discuție vis-a-vis de apartenența la un alt partid duce la pierderea mandatelor de consilieri. În eventualitatea în care veți dori cu 6 luni înainte să anunțați că veți candida pe o altă funcție. Nu, și atunci se pierde mandatul. Puteți să anunțăm oricând. Mandatul se pierde în momentul în care te-ai înscris într-o altă formațiune politică. A, numai la primar este nu, valabil. Nu, primarul pierde niciodată dacă este exclus. Nu, nu, dacă și anunță faptul că vrea să candideze pe listele altui partid cu 6 luni înainte, nu se mai fac alegeri. Asta sunt foarte sigur de sigur. Nu se mai fac alegeri? Nu că nu-și pierde mandatul. Păi nici nu-și pierde mandatul, pentru că nu se fac alegeri. Nu se mai fac alegeri. Rămâne viceprimar. Rămâne viceprimarul primar. El pierde mandatul de primar dacă se înscrie în alt partid. Cu 6 luni cu 6 luni înainte pierde mandatul de primar, dar rămâne, nu se mai fac alegeri, deci cele 6 luni de zile le duce interimat un viceprimar. Dar primarul își pierde mandatul. Colegii de dumneavoastră de politică erau de altă părere aici. Colegii mei de politică ar trebui să mai citească puțin legea. O să îi întreb pe aceștia. Deci, dumneavoastră, în 2020 vă doriți să vă duceți alături de domnul Mihai Tudose? V-am explicat, nu are nicio relevanță în acest moment opțiune de-a mea sau un refuz de-al meu în momentul ăsta. Eu l-apreciez pe Mihai Tudose în orice partid ar fi. De ce nu are relevanță, doamnă? Vorbim despre cariera dumneavoastră politică. Nu știu dacă vreau să o mai continui. Mă mai gândesc, am o vârstă, am și eu, o să am nepoți. O să am alte, poate am alte... Păi, generații noștri, asta înseamnă că nu veți mai candida în 2020? La 25%, cum spuneți că aveți? Poate susțin pe cineva, poate mă duc tot eu, o să vedem. Fim sănătoși. Asta este ceea ce îmi doresc. Singurul lucru pe care mi-l doresc. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și să încercăm să vedem ce vă doriți dumneavoastră. Dar să fiu sănătoasă. Mulțumesc. Revenim. Bună seara, am revenit la Deschide Lumea împreună cu invitata pe care o am în această seară, doamna Simona Drăghincescu, consilier județean din partea PND Brăila, președintele PND Brăila. Bună seara încă o dată. Bună seara încă o dată. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre... Mă rog, cum vreți dumneavoastră să vă numiți? Turnător, turnător, votați-mă. Despre faptul că colegul dumneavoastră de partid... Toți cei care ați luat bătaie de la securitate, care v-au chemat, care v-au amenințat familiile, care ați avut numai de suferit pe urma fostei securități, votați-mă. Deci, vorbim despre faptul că colegul de partid al doamnei Simona Drăghincescu, domnul Cătălin Iordache, a venit acum 2 săptămâni cu o hârtie... Care a fost jurnalist, domnul, care, ar trebui care ca este să jurnalist, spuneți lucrul ăsta. Nu este cele două, acum să fim serioși, glumă, glumă, seriosul serios. Nu poți ca să fii și jurnalist, ca să fii și politician în același timp. Asta este o aberație, numai în capul lui Iordache este, vă rog să mă credeți. Orice om serios, care a fost jurnalist și a încheiat cariera și vrea să treacă în politică, este ok. Și a încheiat-o, a pus punct, merge în partea asta la altă și face ce știe să facă. Da? Am văzut că semnează niște articole de semnează, presă. Semnează, deci probabil că a rămas ancorat în ideile care le are. Deci, în opinia mea, și o spun public încă o dată, am spus-o și o mai spun și în continuare, nu ai cum să fii și jurnalist și politician în același timp.
Este exclus. E punctul de vedere al dumneavoastră, îl respect, le iau ca atare. Toți jurnaliștii care au hotărât ca să treacă din jurnalism în politică au pus punct cariere de jurnalist, au apucat de politică, le-a ieșit, nu le-a ieșit, s-au întors înapoi, s-au țin în continuare de jurnalism, nu de politică. Deci chestia asta, ca să facem totul grămadă, este o aberație. Vă discreditează și pe dumneavoastră jurnaliștii care vreți ca să faceți o chestie bună, intrați în politică și dați de unul ca Iordache și să trezește unul ca Iordache. Lăsați, doamnă, că ne mai spală imaginea acei politicieni care își mai au și funcții și fac un amalgam așa între munca de politician și cea de administrație publică locală. Ne spală pe noi. Stai, lăsați, nu plângeți de mila jurnaliștilor. Nu are nicio legătură. Deci jurnalismul este în partea opusă decât politicul. Ca să fim toată că administrația publică este de aceeași parte cu politica. Ați făcut trimitere un pic mai devreme la Antena 3 și tocmai este de partea politicii. Nu este de partea cealaltă. Păi am văzut că jurnalismul la dumneavoastră de la Realitate a trecut la PNL. Doamna de la Antena 3 înțeleg că trece la PSD și să afle pe liniul parlamentare. Anumiți jurnaliști. Acum facem generalizăm. Care e problema? Și dumneavoastră generalizați. La ce vă referiți, doamna Drăghicescu? La general, generalizați. Eu generalizez în general? Ei, nu. Mulțumesc. Jurnaliști, nu. Haideți să revenim la tema emisiunii noastre de astăzi. Spuneam că în prima parte a emisiunii am vorbit despre acele acuzații ale colegului dumneavoastră. Ați încercat care dumneavoastră să spuneți... Care într-un proces de calomnie cu mine, doamna, și pe care... Doamna, pot să termin și o frază, vă rog frumos? Judecată. Că sunteți într-un platou de emisiune și ar trebui să avem o logică a dialogului. Da? Eu pun o întrebare, dumneavoastră răspundeți. Această mizerie care le profanează Ștefan Cătălin Iordache în spațiu public... E colegul dumneavoastră de partid cu care ați ieșit în... Nu este colegul meu de partid, este doar... Suntem pe o perioadă determinată în cadrul unei organizații politice. Scuzați-mă, care este greșeala pe care am rostit-o eu când am spus că e colegul dumneavoastră de partid? A, nu, asta nu e nicio greșeală. Nu este nicio greșeală, nu? Este deci, încă colegul meu de partid. Este colegul dumneavoastră încă. De partid. Da? Omul cu care ați făcut campanie electorală împreună. Nu, n-a făcut nicio zi de campanie cu Iordache. Da, la televiziune cu cine apărea, doamnă? A fost singur la televiziune, n-a fost. Scuzați-mă, la Express TV ați avut o serie de emisiuni la care eu eram moderator, iar el era invitat permanent. Da, nu era membru de partid. A fost la 3 emisiuni. Nu mai multe. Mi se pare, mi s-a părut așa multe. Eu făceam foarte multe. V-am văzut împreună cu el și de asta... Nu era politician. Dar la câte emisiuni trebuie să ieși ca să spui că da, am ieșit cu omul ăla împreună dar în campanie? Dar eu mi-l asum pe Iordache, nu mi-l asum. Te-am explicat, da? Păi da, este același personaj despre care a spus... Am dat în judecată și am cerut daune interese. Deci nicio problemă. Pentru ce? Pentru subiectul cu colaborarea sau turnătoria la securitate? Pentru celelalte, că mai am două procese cu el. Trei procese aveți cu colegul? Două, da. Și al doilea pentru ce? Tot pentru calomnie și insultă. Pentru ce? Pentru ce știe el să facă. Dar ce v-a spus, doamnă? Dacă nu-i se... Dar nu e nicio problemă, căutați pasai. N-are rost. Ne judecăm. Ce spune instanța este, va fi sfânt. Eu am încredere în justiție. Nu este același personaj despre care la un moment dat într-o emisiune mi-a spus că v-a ajutat să scăpați de pușcărie? Nu m-a ajutat. Eu sunt singura care m-am ajutat ca să scap de pușcărie, că n-a făcut nicio porcărie. Nu el a publicat pe site documentele, ci Calin Cristea. Ca să fie toată treaba foarte clară. Deci nu Iordache. Este proprietarul unui site care între timp a devenit obscur. Dar nu el a publicat documentele pe care le avea toată presa. Și pe care și dumneavoastră le-ați avut. Vi le-am trimis oficial pe mail ca să vedeți că n-am făcut nimic. Și că, acele clădiri care s-au demolat erau ale agenților economici, nu în domeniul public. Da, nu aveți deci dumneavoastră eu n-am făcut nimic, o declarație într-o emisiune. Nu este normal ca să ajungă într-o societate civilizată. Doamna Drăghicescu, am o rugăminte la dumneavoastră. Deci, haideți să păstrăm un ton civilizat. Sigur că și da. Nu pentru mine, ci pentru telespectatorii care se uită la dumneavoastră. Sigur, da. Deci, eu nu am făcut nimic. Domnul Iordache, nu este normal ca într-o societate civilizată și democratică un politician să ajungă să se dezvinovățească făcând publice niște documente ca să ajungă să nu fie arestat. De acord cu dumneavoastră. Este o enormitate fără margini. Nu trebuia să ajung vreodată ca să mă simt obligată față de Iordache că a publicat niște documente pe care le avea inclusiv domnul procuror de caz. Doamna Drăghicescu, am o întrebare. La emisiunea din 2018, da? Din februarie, v-am întrebat cum a ajuns Cătălin Iordache pe listă și dumneavoastră a spus, m-a ajutat să nu fac pușcărie. Da, m-a ajutat ca să nu mă aresteze, nu să nu fac pușcărie, să nu mă aresteze abuziv. Mă rog, pentru mine e același lucru, n-am să intri în pușcărie. Și nu el, și nu Iordache, ci Alin Cristea. Păi și nu a spus pe Alin Cristea pe lista de consilier? Pentru că Alin nu a vrut, l-aș fi pus, pe cuvântul meu. Cred că Alin ar fi fost un consilier extraordinar. Dar spuneți-mi, vă rog, ați declarat că
Cătălin Iordache este cel care v-a ajutat să nu fiți arestată? A fost de acord ca să publice documentele pe site, dar articolele scris Alin Cristea. Și pentru chestia asta i-am mulțumit și l-am întrebat cum mă pot revanșa pentru tine, pentru chestia asta vreodată în viața mea. Pe cine ați întrebat? Pe Alin Cristea sau pe Iordache? Iordache, că el a fost de acord ca să publice pe site-ul lui, că e proprietar de site, e mogul. Așa, și l-ați pus pe lista de consilieri. Că așa am vrut, da. Păi și cu ce am greșit când v-ați spus că dar este același... Dar nu m-a scos din pușcărie. Din pușcărie m-am scos eu, că n-am furat nimic. Și nu era normal ca să-i mulțumesc eu lui Iordache, ca să ajungă consilier local. Păi tocmai ați făcut-o anul trecut. Păi, am făcut-o, că m-am simțit așa, că eu nu sunt nesimțită. Nu cred că... Nu sunt nesimțită, nu ne și nici m-am simțit obligat, că el este ajuns la maniera asta să se comporte la maniera. E treaba lui, n-am nicio problemă, l-am și dat în judecată. I-am mulțumit și l-am dat în judecată. Așa procedați dumneavoastră, mulțumiți unui om după care îl dați în judecată? Dacă desare calul, normal, ce treabă are una cu cealaltă. Sunt două chestii diferite. Am înțeles, da. Eu n-am, este un caz unic în viața mea. Sper să nu mai regret, să nu mai fac asemenea greșeală. Deci, pentru dumneavoastră, Cătălin Iordache reprezintă o greșeală? Da. Relaționarea cu Cătălin Iordache, la asta mă refer. Da, oarecum, adică, da. Nu m-am gândit personal, acum constat că este o greșeală. Nu m-am gândit niciodată la momentul când am luat hotărârea să-l iau alături de mine și să se folosească de imaginea mea ca să ajungă în spațiu public, deși el era în spațiu public, nu știu ce i-a venit, așa. Nu m-am gândit niciodată nu m-am gândit că Ștefan Cătălin Iordache va proceda așa cum procedează și că va ajunge persoana cu 10 sau 12 procese civile de calomnie. Era pentru prima oară când vă certați cu dânsul? Am mai avut divergențe, dar am trecut. Mă rog, noi am fost într-o relație oarecum bună unul cu altul. Așa, nu... N-ați mai avut o perioadă în care nu v-ați vorbit câțiva ani? Da, m-am mai judecat doar și a cerut scuze, că așa cum i-am zis, dacă își cere scuze, nu e nicio problemă. Deci v-ați mai judecat cu el, da? V-ați reîmprietenit și acum iar vă judecat? Nu, e greu să spun. Nu ne-am reîmprietenit, că nu suntem prieteni, nu ne ducem în vizite, nu ne vizităm, nu suntem prieteni. Prietenii înseamnă altceva. O să vreau să vorbim și despre prietenie, doamna Drăghincescu. Da, prieteni sunt cu multe, nu sunt cu foarte multe persoane prieteni. Suntem cunoștințe, ne respectăm, fiecare își vede de treaba lui. Nu m-am gândit că Cătălin Iordache, la modul cum arăta în 2016, va ajunge așa în 2019 sau 2018. Nu m-am gândit. Este cea mai mare dezamăgire a mea. Știți, e dreptul dumneavoastră să rostiți chestiile astea, le iau nu ca atare. Nu chestiile alea, n-am nicio problemă, asta una, n-am nicio relevanță pentru mine. Mi-a sărit în urechi numai faptul că asta este, ne vedem de treaba noastră, ne respectăm. Și stăteam și mă gândeam că parcă nu mi-ar plăcea să fiu așa respectat de cineva. Cum vă respectați dumneavoastră unul cu celălalt? Unul să scoată hârtii, celălalt să îl dea în judecată. De ce am zis-o că respect pe Iordache? A spus, ne vedem de treaba noastră și ne respectăm. Cu restul, da. Sigur că, dar fiecare știe lungul nasului, vorbim civilizat în public, în privat, ne vedem de treaba noastră. Normal, avem o relațiune firească în spațiu public, în spațiu privat, suntem la... Dar la partid vă mai întâlniți? Păi, dar n-a venit niciodată, nu înțelegi nicio cotizație, ce să mă întâlnesc cu el la partid? Dar ședințe faceți, nu? Mai facem, dar nu chiar la partid, că e frig. Noi n-avem bani așa muscați. Am înțeles. Spațiul care l-avem n-are încălzire. Haideți să încercăm să vorbim și despre ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic la Brăila. Spuneați dumneavoastră că nu știți dacă în 2020 veți dori să vă alăturați lui Mihai Tudose la Pro-România. Sigur că nu știu. Dar măcar o discuție în sensul ăsta ați avut vreodată? Nu am avut și nici nu mi-am dorit să am o discuție despre chestia asta. Okay. În momentul ăsta. Din exterior atunci, cum vedeți dumneavoastră apariția acestui Pro-România la Brăila cu Mihai Tudose în prim plan? Era o chestie previzibilă. Nu este vreo mare surpriză, așa că Mihai Tudose a plecat de la PSD. Nu v-a mirat acest lucru? Nu. Nu v-ar fi plăcut să rămână să se bată pentru organizația de la Brăila? Înseamnă că nu știți cum funcționează politica, dacă credeți. Nu, n-a fost niciodată membru de partid, da? Nu avea nicio șansă. Ce, l-ar fi debarcat cei de la București? Probabil că da. Când te pui să te bați cu un aparat atât de puternic, un sistem atât de puternic, n-ai nicio șansă de unul singur. Ați văzut că erau foarte mulți. Păi, dar nu era singur, era foarte bine susținut. Din 1992, domnul are o grămadă de oameni cu care relaționează, primari pe care i-a susținut, nu-i așa? Sigur. Da, în continuare îl susțin, probabil. Nu știu să vă spun ce e acolo. Era previzibil când va rămâne la PSD.
Și ce va face electoratul din, de pe partea stângă a eșecherului politic? Ei, se va duce după, așa cum vedeți dumneavoastră, se va duce după Mihai Tudose la Pro-România sau va rămâne la PSD? Electoratul care își dorește ceva anume, da, se va duce după Mihai Tudose. Electoratul care l-a avut și l-a votat în cunoștință de cauză, electoratul care a votat PSD-ul, că votează PSD-ul și cei trei trandafiri, nu se va duce după Mihai Tudose. Deși notorietatea acesta este extraordinar de mare, mai ales cu podul de care s-a început, așa, eu zic că și sper să se continue și cred că se continue, că am văzut toată lumea că a început lucrul la pod. Care e prognoza dumneavoastră? Va obține PSD un scor mai mare decât Pro-România? Că noastră... La Brăila? La Brăila, sigur. La municipiu nu cred. La municipiu nu credeți? Nu. Cred că în municipiu Pro-România va bate PSD-ul. Nu știu un județ. N-am o măsurătoare. Cei din municipiu sunt mai bine. Foarte curios, dumneavoastră, foarte bine, în condițiile astea, ținând cont de faptul că atât domnul Francesc Chiriac, cât și domnul Marian Dragomir au transmis mesaje de susținere către domnul Mihai Tudose, cât timp acesta era în PSD și se certa cu Liviu Dragnea, ce credeți că vor face? Vor rămâne în PSD sau vor pleca la Pro-România? Ce nu-i întrebați pe ei? Ce nu-i întrebați pe ei? O să-i întreb și pe domnul Ilelor. Habar n-am. Nu știu să vă spun. Nu știu să vă spun, dar... Care e prognoza dumneavoastră? Va rămâne? Nu am nicio prognoză. Pot să vă spun doar că un politician care își dorește să câștige alegerile va merge cu vehiculul politic care îi oferă cea mai mare șansă să câștige alegerile. Marian Dragomir, credeți că va rămâne primar pe PSD? Cred că Marian PSD Dragomir sau? Va câștiga alegerile chiar și dacă o să candideze independent. Marian Dragomir independent? Deci cred că dacă ar candida și independent ar câștiga alegerile. Totuși în Brăila s-au întâmplat lucruri care nu s-au întâmplat niciodată în ultimii 20 și ceva de ani. Păi uitați, lucrați cu ipoteza asta de lucru. Marian Dragomir independent, din partea PSD-ului Aurel Simionescu și din partea Pro-România Mihai Tudose. Cine câștigă? Nu candidează Tudose. Păi vă întreb, e o ipoteză de lucru. Mihai Tudose nu candidează la alegeri locale. Dar Marian Căpățână poate fi o opțiune poate pentru să Pro-România? Opțiune. Marian, că sigur că da. Marian Căpățână este un tip super ok. Și dacă este susținut de către domnul Tudose, credeți că are vreo șansă? Dar nu cred că va candida Marian Căpățână să-l contracandide la primărie. Nu știu de ce. Deci, nu știu, spuneți toate chestiile astea cu lăsați senzația că știți mai mult decât vreți să ne spuneți. Eu chiar vreau să obțin informații. Chiar nu știu nimic, nici nu am vorbit cu nimeni. Chiar nici nu mă interesează. E treaba lor, borșul lor. Ce mă interesează, ce fac ei? Când aveam eu probleme, mă suna vreunul să-mi spună: băi, Simonica, știi, suntem alături de tine sau nu suntem alături de tine, ești deșteaptă, ești proastă, ești așa, să zică și ceva. Nu, toată lumea își freca mâinile, gata, am scăpat de asta. Ei, lască. Despre care probleme vorbiți? Să nu spuneți că iar vreți să ne întoarcem la CNSAS. Nu, dar chiar și asta era o problemă, adică cum sunt o problemă? Mă rog, așa o chestie, o ceva, când aveam dosarul penal și toată lumea știa că nu s-a întâmplat nimic. Deci cel mai tare știa Aurel Simionescu, da? Care era primar și cu care discutam toate problemele care s-au întâmplat și îmi spuneam: hai să facem, să modernizăm piața, și îi spuneam că nu am bani și așa mai departe și am găsit soluția aia care este acum. De ce n-a ieșit Aurel Simionescu să spună: domnule, n-a s-a întâmplat nimica, este o chestie discutată, este o chestie așa am hotărât amândoi, așa s-a întâmplat, așa s-a hotărât în Consiliul Local și așa am făcut mai departe. Păi și de ce n-a ieșit? Păi nu știu, a zis că, da, ce doar n-a luat ea tablele de acasă. Haide, domnule, ce drăg. Păi l-ați întrebat pe domnul Simionescu? L-am întrebat. Și ce v-a spus? Mi-a zis că într-un anumit context așa trebuie să fie. Să fiți dumneavoastră în pușcărie? Despre asta înțeleg că era vorba, nu? Aia trebuie să fie declarația, nu. Am înțeles eu greșit însă. Da. Cât de adevărat este zvonul care a circulat la un moment dat, conform căruia dumneavoastră ați fi dorit să vă înscrieți la un moment dat în PSD, dar nu v-au dorit cei de acolo? Nu m-am înscris niciodată, că am avut oferte de nu știu câte ori. Au vrut să vă... Acum 20 de ani, nu. Nu, acum, eu mă refer acum în ultimii ani. Nu am putut să mă înscriu niciodată la PSD. Și crezi că mai era greu să mă duc să fac o adeziune? De ce să nu mă primesc? În anumite medii din presa brăileană... Hai, domnule, lasă-mă cu mediile. Deci nu am vrut niciodată, nu mi s-a solicitat niciodată decât acum 15 ani, 20 de ani, nu mai știu că. Și nici dumneavoastră n-a solicitat să vă înscrieți? Nu, și nici nu vreau. Și nici nu vi s-ar fi răspuns că că nu respectați disciplina de partid și de asta? Nu, niciodată. Dar nu, o respect, da? Dacă hotărâm ceva să discutăm și facem o treabă și legal. Și este legal, o facem. Dacă nu, ce disciplină e aia să facem o chestie ilegală? Deci, nu a existat. Aia e doar un zvon, o discuție. Aia asta, visează. Unii au niște frustrări. Este o discuție destul de veche asta pe care am auzit-o și chiar vreau să...
poate să spună orice, nu mă mai deranjează nimic, decât nu să vrea să spună că sunt urâtă și proastă, că nu sunt nici urâtă, nici proastă. Splitarea votului la Brăila între PSD și Pro-România nu ar putea să-i avantajeze pe cei de la PNL? Nu. De ce? Pentru că nu cred. Pentru că Mihai Tudose are o presă în ghilimele, în rândul peneliștilor. Deci este foarte are apreciat. Are presă în rândul peneliștilor? Da, adică nu presă în sensul de presă. Deci are o imagine foarte bună în rândul peneliștilor. Și va lua foarte multe voturi de la PNL. Din potrivă. Când spuneți peneliști, vă referiți la cei care votează PNL? Nu mă refer la presă, da, sigur că da. Nu mă refer la... Nu, am folosit greșit termenul de presă. Are o imagine foarte bună în rândul peneliștilor. În rândul votanților de pe partea dreaptă, da? Da, și în rândul peneliștilor, asta zice, da. Și mai marilor are o presă, are o idee, are o imagine foarte bună. A, și credeți că, având o relație bună și o imagine bună în rândul peneliștilor, cum spuneți dumneavoastră, peneliștii nu vor mai trage să obțină un scor bun? Sau ce trebuie să înțeleg? Nu vor obține un scor bun, cum nu vor mai trage. Nu vor obține un scor bun. Eu cred că va obține un scor bun ALDE și cu Pro-România la Brăila. ALDE? De ce ALDE? Nu știu. Eu cred că va obține un scor foarte bun. Pentru că foarte mulți dintre peneliști nu se regăsesc în noul PNL. Și credeți că se regăsesc în actualul ALDE, acolo unde există un senator care am înțeles că acum se votează europarlamentar, domnule Rugină. Condamnare? Nu, oamenii nu, da, are, toți au. Lăsați-i și pe ăștia de la PNL. Da, da, are. Pe toți în aceeași oală? Că toți la fel, deci vă treabă, unii au fost... Nu aveți nicio condamnare, vă băgați în aceeași oală și dumneavoastră? Dar noi, eu nu sunt membru la ALDE. Păi nu, spuneți, toți au... A, și v-ați referit numai la membrii ALDE acum? Nu, toți? M-am referit la votanții care or să voteze lista de acum de la europarlamentare la ALDE. Norica Nicolae este o femeie absolut remarcabilă. La cine v-ați referit când a spus toți au dosare, au condamnări? La cine v-ați referit? Sau aruncăm cuvinte numai și după aia vedem noi dacă se prinde. Deci lăsați că știu. Deci la cine v-ați referit? Nu are niciun rost. Nu m-am referit la nimic. Doar atât v-am spus. Am doar înțeles. Că PNL-ul va lua un scor foarte prost la alegerile europarlamentare la Brăila. Nu știu în țară. Pentru că foarte mulți dintre votanții, vechii votanții ai PNL-ului, nu se regăsesc în lista de acum, cu sau fără Rareș Bogdan. Foarte mulți dintre PD-liști nu se regăsesc, care ar fi votat PD-ul, nu se regăsesc în lista asta și s-ar putea să aleagă altceva. PSD-ii sunt și ei împărțiți acum, clară treaba, cu podul și fără pod și fără pod și rămân restul. Deci rămâne la Brăila numai Pro-România și ALDE, spuneți dumneavoastră. Nu chiar, dar va obține un rezultat peste așteptări ALDE, peste așteptări. Ce înseamnă asta ca prognoză? Dați o prognoză. Peste 10%, cred. Păi asta este cifră, 10, o cifră dată la nivel național. 10, 15. Pro-România tot așa va trece de 20, cred. Dacă 20? Dacă trece România, Pro-România peste 20, da, cred că da. PSD-ul va scădea așa, PNL-ul va scădea, că ajunge la 12%, 10-12%. Mai sunteți supărată cu cei de la PNL? Dumneavoastră, dacă v-ați fi înscenat unii niște dosare penale și ca să vă bagi în pușcărie, ați fi prieteni? Păi, nu știu, eu nu pot să vă răspund dumneavoastră că la dumneavoastră, retorică, deci, la dumneavoastră nu, s-a pus problema. Problemă, ba l-ați dat în judecată, ba nu, după aceea... Nu, nu, nu. Cu PNL-ul? Nu cu PNL-ul, Cătălin Iordache. Lăsați, Cătălin Iordache e altceva. Doamna Drăghincescu, aveți prieteni apropiați? Apropo, că am vorbit despre asta. Prieteni, oameni cu care să vă întâlniți de 30 ceva, și să nu vorbiți politică? Da, vorbim orice, da. Dar vorbiți și politică? Și, da, mă mai întreabă câte ceva. Eu nu sunt persoane... Secrete? Sunt persoane publice? Nu. Prietenii mei de 30 de ani, cine era public acum 30 de ani? Nimeni. Eram toți egali. Și oamenii aceștia vă dau și sfaturi din punct de vedere politic? Da, mai spun când greșim, da, sigur că da, bineînțeles. Am și care este greșeala pe care vă aduc la cunoștință cel mai des oamenii aceștia? Nu i-am întrebat în mod particular. Dar n-ați reușit să vă dați seama din discuțiile cu domniile lor? Nu i-am întrebat, dar o să-i întreb. Uite, consecvența dumneavoastră politică este un punct foarte sau un punct slab? Nu știu ce înseamnă consecvență. Pentru mine consecvență înseamnă proiectele mele pe care le-am avut. Exact, și ca să urmăresc proiectele, o să aplic și eu o lege din aia machiavelică, că scopul scuză mijloacele. Asta e. În politică? În politică scopul scuză mijloacele? Da. În politică scopul scuză mijloacele. Când ai un scop bine stabilit, că vrei ca să o faci niște proiecte bine stabilite în capul tău, care sunt foarte clare, trebuie să urmărești proiectele alea. Ai 5 proiecte, pe alea le urmărești. Chiar dacă au de suferit niște votanți? Dar ce votează? Cu ce suferă votanții? Nu, întrebam. Scopul scuză mijloacele. Deci când ai încredere, un om are importanță la ce culoare politică are? Poftiți? Când ai încredere într-un om, contează ce culoare politică are? Nu am spus asta. Deci nu. Am întrebat asta este. Dacă
o parte dintre votanți ar avea de suferit. Nu, puteți nu, călca niciodată, peste cadavre? Nu, niciodată. Păi, scopul, scuză, nu, mijloace, niciodată. Nu? Nu, nu, nu. Scopul în slujba cetățeanului, scuză, mijloace, nu altceva, nu. În niciun caz. Niciodată n-aș putea să am un scop care să aduc prejudicii cetățenilor. Niciodată. Care e proiecția dumneavoastră politică pe termen mediu și lung? Un oraș mai frumos, da. Da, da, da. M-am gândit de multe ori. Un oraș curat, un oraș frumos, frumos, nu, un oraș curat, cu utilități ieftine, la îndemâna oricui, ca să plătim exact cât consumăm, să nu mai plătim pierderile care nu există, chestii din astea care sunt palpabile, deci nu... Dacă ați fi fost primarul Brăile, care ar fi fost prima decizie pe care o luați? Contorizarea apei la limita proprietății. De ce nu se face asta? Este mai puțin mai complicat. Este un pic mai complicat, nu imposibil. O parte dintre cetățenii au înțeles și au făcut singuri această contorizare. Sunt absolut convinsă că la un moment dat primarul, da, în acest mandat, primarul Dragomir s-ar putea să vrea să facă această contorizare la limita proprietății. Am văzut că a început modalitatea asta de contorizare cu contori care sunt citiți de la distanță. Dacă ar putea să aibă și modalitatea de a închide contorul respectiv de la distanță pentru neplat, ar fi perfect, n-ar mai trebui pus la limita proprietății. A fost o decizie bună cea luată de către Consiliul Local Municipal ca pe perioada verii să nu se mai meargă pe Bulevardul Călărașilor cu motocicletele? Eu nu stau pe Bulevardul Călărașilor, probabil că au fost extraordinar de multe reclamații vis-a-vis de la o anumită oră în sus. Nu cred eu că deranjează pe cineva. Pe timpul nopții, da. Deci probabil că se întâmplă niște lucruri, eu nu stau acolo, eu stau pe Bulevardul Independenței. Într-adevăr, sunt anumite momente când mașini, nu am văzut motociclete sau moto așa care fac zgomot foarte, dar sunt și mașini care la anumită 12-1 noaptea merg cu o viteză amețitoare și fac un zgomot de nedescris. Da, rar, dar mai sunt. Nu știu ce e pe Călăraș. Probabil că decizia a fost luată în urma foarte multe reclamații. Îmi spuneți, mi-a spus un pic mai devreme că domnul Marian Dragomir este un primar foarte bun și care ar putea să câștige... Da, este un câștige... primar bun comparativ cu ceilalți care au fost până să vină Dragomir. Exact, asta era sensul întrebării. E mai bun domnul Dragomir ca primar decât domnul Simionescu? În opinia mea, da. Aveți și o justificare pentru treaba asta? Sau e doar percepția dumneavoastră și atât? Brăila arată mai bine acum și s-au făcut mai multe lucruri decât... Sunt proiecte care sunt absolut convinsă că vin din mandatele anterioare. Deci nu le-a făcut Dragomir, că nu le-a făcut n-ai cum într-un 2 ani și jumătate, 3 ani cât sunt... Dar care e principala realizarea domnului Dragomir în cei 2 ani și jumătate? Păi, spre exemplu, centura care face pe la Vidin, că eu vin, prietenii mei stau în Vidin și când mă duc la Vidin, nu vin prin oraș că e foarte aglomerat și merg pe centură. Era un adevărat dezastru. Mie mi se pare o chestie extraordinară. Să pot să merg de pe centură, să intru, să traversez calea ferată și pe acolo unde nu puteam să mergem, e un adevărat, acum este rai pe pământ față de ce era. Calea Vidin, strada Vidin, care într-un final s-a terminat, deși trebuia să termine de anul trecut, mă rog, asta e. Încep să se vadă doamna, o grămadă de realizări. Ce veți face și dacă... Și la Consiliul Județean să vede, să știți foarte ce multe. Ce veți face dumneavoastră dacă domnul Dragomir rămâne candidat la primărie din partea PSD, dar dumneavoastră veți fi mai apropiată, înțeleg, de pro-România? N-ați înțeles, ați greșit. Eu sunt, îl apreciez pe Mihai Tudose, pe Căpățână, pe Dragomir, sunt și de la PSD, sunt oameni între oameni. Păi, ați spus un pic mai devreme în emisiunea de astăzi că cei care doresc o parte progresistă, da, zic da, eu acum din memorie, nu știu dacă ți-au fost cuvintele. Ca să îi mulțumesc pe toți, va fi să candidez eu, să fie, ca să stabilim, să nu avem nicio problemă. Din partea? Să candidez, o să vedem din partea cui, din partea celor care o să facem o treabă bună pentru Brăila. Sigur, și ca să candidați, iată, o să vă trebuiască și acea hârtie de la CNSAS care să spună că n-ați colaborat cu forța securității. Cu siguritate, o am de 20 de ani. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platoul emisiunii, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, o seară bună tuturor!